Salariile românilor vor crește în următorii 2 ani în toate zonele țării, dar vor exista în continuare diferențe foarte mari între acestea. Cei care muncesc în București vor câștiga cel mai mult, arată cele mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză. Cum arată harta salariilor în următoarea perioadă, ne spune colega mea Greta Bogdan. Greta, bună dimineața! Bun găsit! În următorii 2 ani, câștigul salarial mediu net în capitală va crește de la 3.304 lei la 3.639 de lei în 2018 și 3.957 de lei în 2019, potrivit datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză. La polul opus se află câștigurile salariale din județul Harghita, care vor ajunge la 2.000 de lei anul viitor și la 2.160 de lei în 2019, de la 1.776 de lei în acest an. Aceeași prognoză arată că regiunea București-Ilfov rămâne pe primul loc în ceea ce privește câștigurile salariale medii nete, adică 3.535 de lei în 2018 și 3.844 de lei în 2019, urmată de regiunea Vest și regiunea Nord-Vest. Cele mai mici salarii nete lunare vor fi realizate în următorii 2 ani în regiunile Sud-Est, respectiv 2.143 de lei în 2018 și 2.295 de lei în 2019 și Nord-Est, 2.250 de lei în 2018 și 2.415 lei în 2019. Cel mai mare număr mediu de salariați va fi în regiunea București-Ilfov, cu peste 1 milion de angajați anul viitor și 1,16 milioane de angajați în 2019, urmată de regiunea Nord-Vest și regiunea Centru, unde în 2019 vor exista aproximativ 700.000 de salariați.